Deci v-am spus, primul trebuie să soluționeze litigii, al doilea să fie garantul drepturilor și libertăților și al treilea, judecătorul trebuie să susțină, să promoveze statul de drept în orice ipostază se află. Adică el nu trebuie să se lasă influențat că în fața lui, de exemplu, să luptă statul cu cetățeanul obișnuit și atunci închide ochii, da, câștigă statul. Sau vine ăsta bogat sau nu știu care bancă și câștigă în detrimentul unuia sărac. De asemenea, judecătorul trebuie să aibă curajul să reacționeze la presiuni politice. La orice formă de presiune, dar în special la cele politice. Judecătorul nu poate să închidă ochii. În momentul când tu închizi ochii că se fac presiuni asupra ta, ai o problemă, tu devii complice. De asemenea, judecătorul nu poate să închidă ochii când în jurul lui se comit acte de corupție, pentru că devii complice. Judecătorul trebuie să respecte legea în orice circunstanță, inclusiv în viața privată, nu are voie să treacă pe culoarea roșie și apoi să scoate legitimația ta de eu am voie. N-ai voie așa ceva. Ești cetățean obișnuit ca oricare altul. Și trebuie să fie un exemplu de integritate.